Incendiu de la depozitul neconform de deșeuri din comuna Măldărești. Cine avea responsabilități în gestionarea situației de urgență? Fiind incendiu, ISU Vâlcea, SBSU Măldărești, operatorul economic, SECESAR Comete-SA și alte forțe și mijloace în sprijin, în funcție de situație. Cine a acționat? ISU Vâlcea, SBSU Măldărești. Operatorul nu a fost prezent. Ce s-a întâmplat? Incendiu, manifestându-se în trei puncte aflate la distanță între ele, care a cuprins 1,5 hectare, a pătruns în adâncimea deșeului, depozitului. Ce trebuia făcut? Stins incendiu la suprafață, relocate deșeurile pentru a putea fi stinse focarele din adâncime. Ce s-a făcut? S-a stins incendiu de suprafață de către ISU Vâlcea, iar operatorul economic a spus că nu are forțe și mijloace să reloce deșeurile. Care erau cauzele nerelocării deșeurilor? Fumul afecta populația din 8 comune pe o distanță de circa 20 de kilometri. Deoarece era o proprietate privată, iar comuna Măldărești nu dispunea de resursele necesare intervenții pentru rezolvarea situației și a intrat în atribuții CCSU Vâlcea, în mod deosebit două instituții, Prefectura Județului Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea. În sprijinul acestora, IGSU, alte unități cu rol în gestionare, Garda de Mediu Vâlcea, APM Vâlcea, ANIV Vâlcea, IJJ, IPJ, precum și Ministerul Mediului. Ce s-a dispus? Solicitarea de fonduri financiare pentru desfășurarea optimă a acțiunilor de intervenție, proiect de hotărâre de guvern, care a fost aprobat. Contractarea finor pentru executarea lucrurilor de relocare a deșeului, stingere focare de către ISU Vâlcea. Reamintim structurile care aveau responsabilități. ISU Vâlcea, SBSU, operatorul economic, CJSU Vâlcea. Sunt o serie de imagini, în special la începutul incendiului. Fumul care, îl vedeți, așa cum am spus, afecta 8 localități pe o distanță de 15-20 de kilometri. Intervenția s-a desfășurat în perioada 20 august, ora 19:21, când am fost anunțați pe 1-2 despre izbucnirea incendiului, s-a încheiat pe data de 21 decembrie 2017. Așa cum vedeți și pe ecran, acestea erau cele 4 instituții care aveau atribuții și trebuiau să intervină. Am realizat o diagramă Venn cu activitatea structurilor responsabile, activități pe care le-am desfășurat împreună cu operatorul economic și activitatea operatorului economic. Structurile responsabile. Instituția Prefectului, ISU Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, IGSU, Ministerul Mediului, alte instituții. Au intervenit cu 763 de forțe, mijloace 221, perioada 20 a 8 a 21 a 12. Ce am desfășurat împreună cu operatorul economic? Ne-a pus aproximativ o lună, un utilaj la dispoziție 2 ore pe zi și un om care era paznic. Ce a făcut separat operatorul economic? Multe, multe reclamații.